Primăria Cluj-Napoca va efectua în perioada 6-22 iunie acțiuni de combatere a căpușelor și dezinsecția domeniului public. Pentru eficiență, reprezentanții primăriei fac un apel cetățenilor de pe raza municipiului să efectueze dezinsecția pe domeniul privat odată cu acțiunea desfășurată de administrația clujană. A treia etapă de dezinsecție se va desfășura între orele 22 și 5, iar în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile, durata prevăzută se va prelungi. Se vor folosi două tipuri de insecticid, unul pentru combaterea larvelor și unul pentru combaterea adulților. Primăria Cluj-Napoca va aplica tratamente și pentru combaterea căpușelor în zonele în care s-au semnalat mușcături de căpușe pe domeniul public, spații verzi din jurul blocului, parcuri, zone verzi intens circulate sau destinate plimbărilor animalelor de companie, locuri de joacă. Acțiunea va avea loc dimineața între orele 7 și 10. Substanțele folosite pentru aceste tratamente sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt toxice pentru cetățeni. Pentru eficiență, activitatea de dezinsecție și combaterea căpușei trebuie tratată în mod unitar, atât pe domeniul public cât și cel privat, la nivelul localității, motiv pentru care primăria face apel cetățenilor, asociațiilor de locatari, proprietari, agenților economici și instituțiilor de pe raza municipiului să efectueze dezinsecția pe proprietăți, clădiri, subsolul blocurilor, odată cu acțiunea de pe domeniul public al primăriei Cluj-Napoca.